Istoria societății Banner este strâns legată de istoria familiei Bavard și de Vorarlberg, un mic cătun, o stațiune climaterică situată pe malul estic al Văii Rinului. Suntem în anul 1906. Johann Christoph Bavard, proprietarul fabricii de cherestea, și soția lui Maria sunt mândri că au un fiu. Arthur este cel de-al doilea din lungul șir de 10 copii al celor doi. Când Arthur a împlinit 8 ani, familia a părăsit cătunul mutându-se la Zulz, unde tatăl Johann Christoph are o fabrică de cherestea cu o centrală hidroelectrică și grajduri. Arthur s-a bucurat de o educație aleasă, a urmat cursurile unei școli de comerț și apoi a început să muncească în fabrica de cherestea a părinților săi. Înainte de a atinge vârsta de 25 de ani, pune bazele propriei sale societăți de transport, expediind lemn în Elveția cu un camion marca Mercedes. În 1934, o cunoaște într-un restaurant local pe Rosa Bückel, un an mai târziu fiind deja căsătoriți. Tânăra pereche locuiește într-un mic apartament din Zulz și are unul după altul încă 4 copii, Norbert, Roland, Marlies și Emily. Socotind că nu ar putea să-și întrețină familia cu mica firmă de transport, Arthur Bavard face planuri pentru a doua sursă de venit. În St. Gallen, într-una din călătoriile sale de transport, cunoaște pe cineva care se ocupă cu fabricarea bateriilor. Ideea îl acaparează și în anul 1937, după o serie de experimentări, pune bazele primei baterii funcționale pentru vehicule. Hotărârea a fost luată. Viitorul firmei sunt bateriile. Arthur Bavard caută ca asociat un mecanic și la 16 septembrie 1937 figurează în industrie cu producția de baterii. O masă într-un mic restaurant este cadrul în care cei doi parteneri, Arthur și Eugen Wehinger, caută un nume pentru companie. Rezultatul este Banner, o combinație între Bavard și Wehinger, unite prin dublarea literei N. Deși Arthur renunță rapid la asociatul său, numele firmei Banner rămâne. Arthur Bavard produce baterii pentru motociclete și repurtează un prim succes. În anul 1939 achiziționează un vechi atelier de fierărie din Rangweil, unde pune bazele unei linii de producție, iar gama sortimentală se extinde la toate tipurile de baterii. Precipitarea celui de-al doilea război mondial, ca și anii următori, sub ocupația franceză, nu au periclitat existența companiei. Cu munca asiduă, ingeniozitate și sprijin din partea soției sale Rosa, Arthur Bavard reușește să facă din firma Banner un succes in Vorarlberg. În anul 1947 este deschis un prim magazin în Innsbruck, iar în 1948 atelierul inițial se extinde, luând amploarea unei producții impresionante. Creșterea economică cere însă noi orizonturi. Vorarlberg, fiind o piață de desfacere prea mică și fiind situată și într-o zonă periferică, nu este avantajos pentru expedierile în restul Austriei. Căutând o soluție, Arthur se oprește la Linz, respectiv partea orașului, cunoscută sub numele de Kleinmünchen. În 1951, mută producția de baterii la instalația nouă achiziționată din Austria Superioară, însoțit de angajații fideli și de fiii săi, Norbert și Roland. Pe lângă producția de baterii, încă din 1954, pe Arthur îl preocupă producerea pieselor din materiale plastice sintetice, producție care a cunoscut o dezvoltare bună până în prezent, sub denumirea de Fabrica de Materiale Plastice Banner. Afacerea cu baterii necesită un număr mai mare de angajați și astfel, la sfârșitul anilor 1950,
producția din zona Klein München tinde să spargă granițele locale. Din nou devine imperioasă găsirea unei noi locații. Rezultatul este o bucată de teren din Leonding, care este achiziționată și amenajată cu construcții în anul 1961. Cu condițiile de dezvoltare astfel create, reprezentanțele cuprind întreaga Austrie. Bateriile sunt exportate pentru prima dată în anul 1967, ajungând la firma comercială a partenerului comercial Thomasin din Beirut. Banner a realizat primul acumulator uscat preîncărcat de succes atât în Germania cât și în Elveția. Prima reprezentanță externă a fost creată la München. Cea de-a doua va urma la Zaffenwil în Elveția. În anul 1969 a apărut prima producție de contragreutăți pentru roți Vuktofit în Leonding. Până în anul 1978, logo-ul firmei Banner era un steag, care ulterior a fost înlocuit de un blazon reprezentând un animal, un beagle. Ministrul economiei, Starrybacher, produce în 1979 prima baterie fără întreținere cu care firma Banner și-a clădit un nume în întreaga Europa. În acest moment, exporturile se desfășoară în peste 20 de țări din Europa, Africa și Asia. Expozițiile sunt ocazii speciale pentru vânzări, ca și oportunități de asociere cu noi grupuri comerciale sau cu producători de automobile. Anul 1982 marchează testarea primelor acumulatoare pe Volkswagen, iar anul ulterior, Banner devine producător de echipamente Original Equipment Manufacturer. Locația din Leonding se dezvoltă neîntrerupt. Anual, 700.000 de acumulatoare părăsesc fabrica. Fondatorul companiei, Arthur Bavard, se stinge în anul 1985, însă conducerea firmei se află deja de mai mulți ani în mâinile fiilor săi, Norbert și Roland. Banner își arată creativitatea încă o dată cu Uniturbo în 1988. În anul 1990, cu acumulatorul hibrid se deschide o punte către Audi, iar cu producătorii ca Mercedes, Chrysler, MAN, Kia și Smart, producătorul de echipamente face continuu progres. Profitând de deschiderea către est, Banner se orientează către Republica Cehă și Ungaria. În Germania de Est sunt deschise două reprezentanțe, iar în Lituania există un contact comercial cu Tobis. Alte vânzări se alătură celor din Europa de Est prin vânzările către companii din Franța, Danemarca și Anglia. În anul 1996, Andreas și Thomas Bavard formează a treia generație în conducerea firmei. Noua tehnologie de producție se bazează acum pe tehnologia Rotary Expanded Metal. Aceasta ducând în anul 1999 la depășirea pragului de 2 milioane de acumulatori într-un singur an. Reprezentanțele din Polonia, Olanda, Rusia, Bulgaria și România sunt dovada permanente deschide spre internaționalizare. O firmă mixtă cu East Penn are un succes rapid, iar organizația Stiftung Warentest alege firma Banner drept câștigătoare. Bateriile Calciu, Calciu și AGM aduc producătorului de echipamente OM succese remarcabile. În anul 2006, Banner furnizează primele acumulatoare firmei BMW din München. Cu sârg, locația firmei este stabilită în Leon. Succesul economic este adus de un centru logistic, o linie de producție AGM, transformări la nivel social și linia de producție Concast. Astăzi, peste 90% din producția anuală de baterii este exportată.
fabrica din Leonding și 28 de reprezentanțe comerciale cu cei 760 de angajați generează o cifră de afaceri de 237 milioane de euro.